și primind harul pe care Domnul vrea să-l reverse în sufletele noastre, ca să putem participa cu vrednicie să ne recunoaștem acum păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care-ai fost trimis de Tatăl Ceresc ca să tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, dovoră-te de noi! Doamne, dovoră-te de noi! Tu care ai venit să chemi pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, ne dovoră-te de noi! Hristoase, dovoră-te de noi! Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocevești pe-ne tronoi, Doamne, ne dovoră-te de noi! Doamne, ne dovoră-te de noi! Mărire în cer lui Dumnezeu! Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, Te binecuvântăm, Te adorăm, Te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Îți mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înaltă, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să vegheți cu grijă neobosită asupra familiei Tale, păstrează-o sub ocrotirea Ta, căci harul Tău este singura ei speranță, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Iată-mă, trimite-mă pe mine. Citire din cartea profetului Isaia. În anul morții regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și ridicat, iar poalele mantiei lui umpleau templul. Serafim stăteau deasupra lui. Fiecare avea câte 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Sabaot. Plin este pământul de mărirea Lui. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna, iar casa s-a umplut de fum. Și am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul Sabaot. Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura și a zis: Iată, atingându-se acesta de buzele tale, vinovăția și păcatul tău sunt acoperite. Am auzit glasul Domnului zicând: Pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi? Iar eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă pe mine. Cuvântul Domnului. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Te laud, Doamne, din toată inima, pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele. Îți cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul Tău cel sfânt. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Laud numele Tău pentru îndurarea și adevărul Tău, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor Tale. În ziua în care Te-am chemat, M-ai ascultat, M-ai îmbărbătat și Mi-ai întărit sufletul. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Toți regii pământului, Doamne, Te vor lăuda când vor auzi cuvintele gurii Tale. Ei vor cânta căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Dreapta Ta mă mântuiește, Domnul va duce la bun sfârșit ceea ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor Tale. Îți cânt, Doamne, înaintea îngerilor Tăi. Noi predicăm astfel, iar voi astfel ați crezut. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care am vestit-o, pe care voi ați primit-o și în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am vestit-o eu,
astfel în zadar ați crezut, căci v-am transmis în primul rând ceea ce am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost înmormântat și a fost înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați dintr-o dată, dintre cei mai mulți au rămas până acum, iar unii dintre ei au murit. După aceea i s-a arătat lui Iacob și apoi tuturor apostolilor. Ultimului dintre toți, a unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt ultimul dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui pentru mine nu a fost zadarnic. Dimpotrivă, am trudit mai mult decât ei toți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Așadar, atât eu cât și ei, noi predicăm astfel, iar voi astfel ați crezut. Cuvântul Domnului. Alleluia, 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 alleluia. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, spune Domnul. Alleluia, 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 alleluia. Domnule să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, pe când mulțimea îl îmbulzea pe Iisus ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau năvoadele. Suindu-se într-una din bărci care era lui Simon, l-a rugat să o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon, înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Răspunzând, Simon i-a spus, Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Și făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus, spunând, Îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne. Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Iisus i-a spus lui Simon, Nu te teme! De acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Iisus. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, după ce am meditat duminica trecută modul în care Iisus Hristos își începe viața publică, atunci când a citit din cartea profetului Isaia
în sinagogă și a anunțat că acest cuvânt pe care l-am proclamat astăzi s-a împlinit. După ce Iisus Hristos aduce împlinirea cuvântului, vedem în această duminică cum își caută însoțitori, îi alege pe primii ucenici, pe primii apostoli, cei care să fie alături de El și să vestească mesajul mântuirii. Și Iisus Hristos cheamă de la muncă. Am putea spune, ascultând Evanghelia de astăzi, că Iisus cheamă de la muncă la misiune. Iisus cheamă de la profesie la vocație. Totdeauna chemarea lui Iisus înseamnă o ridicare, înseamnă o sublimare. Nu-l lasă pe om acolo unde este, vrea să-l aducă într-un loc privilegiat, vrea să-l scoată din locul în care el consideră că se află în cea mai mare siguranță. Iisus cheamă pe cei care sunt în activitate, în muncă, în acțiune, în primul rând, și nu pe cei care neapărat doar câștigă, așa cum de multe ori există concepția în ziua de astăzi. Important este să câștigi, nu atât de important a munci, a câștiga. Acesta este cuvântul de ordine care pare să-și facă loc tot mai mult în zilele noastre. În alte locuri, în Evanghelie, Iisus cheamă pe cei care sunt la locul lor de muncă, îl cheamă pe Levi și devine Marele Apostol Matei de la biroul său de vameș. Chiar Sfântul Paul, despre care am auzit în a doua lectură, este chemat de Dumnezeu atunci când el muncea pentru a propaga doctrina împotriva credinței, împotriva lui Hristos. Și el este cooptat să muncească de data aceasta pentru Hristos, pentru Domnul. Azi numim chemarea recrutare. Antreprenorii își recrutează angajații. Se prezintă CV-uri, este o procedură bine definită. Cei care doresc să ocupe un post sau altul, vin, sunt intervievați. Acesta este modul în care astăzi se face de obicei o recrutare în câmpul de muncă. Și de multe ori fiecare vizează propriul interes. Întreabă antreprenorul ce știi să faci. Întreabă cel care se prezintă la interviu deseori cu cât mă plătești. Și nu întotdeauna vedem că dialogul se lovește. Întrebările sunt atât de diferite. Fiecare țintește în felul său. Fiecare are un anume interes. Este, am putea spune, un joc între antreprenori și angajați sau viitori angajați. Și fiecare speculează slăbiciunea celuilalt pentru a câștiga, fiecare pentru propriul său câștig. Iisus însă cheamă pe ucenicii săi după o noapte de muncă, dar o muncă în zadar. Am putea să ne întoarcem la adevăratul sens pe care îl aduce Iisus Hristos asupra muncii omului și nu mai a muncii, dar asupra vieții, menirii omului pe acest pământ. Și cumva să profităm de Evanghelia de astăzi pentru a ne readuce pe câmpul adevărat, natural, a ceea ce trebuie să fim, a modului în care trebuie să privim viața noastră, munca noastră, căutările noastre, vocația noastră. Iisus îi caută pe acești apostoli, pe pescari, primii pescari, după o noapte de trudă
fără niciun sens, fără niciun rost, nu au prins nimic. Și bineînțeles, noi cu mentalitatea noastră am putea spune că în fața lui Iisus Hristos, care îi cheamă pe Petru și pe însoțitorii săi, aceștia ar putea constata, așa cum se gândește de multe ori astăzi, în urma ascultării de mesajul lui Iisus Hristos, de a arunca totuși din nou năvodul și văzând bărcile pline, ar fi putut să spună, cu Hristos, iată, se câștigă bine, se câștigă o pâine bună și încă imediat, chiar fără mult efort, chiar fără multă muncă. Iată, putem face și pasul următor, facem un plan de afaceri de acum, pentru că noi am venit să câștigăm pâinea pentru cei din familie, să ne câștigăm subzistența de fiecare zi. Dar acum, iată, putem vorbi de mai mult. Hristos ne-a dat curaj. Facem un plan de afaceri pentru că avem pește de vânzare. Vedem cât putem câștiga dacă mergem în acest ritm. Am umplut două bărci, mâine vom face la fel sau poate mai mult și tot așa. Iată unde putem ajunge. Și într-o gândire a antreprenorului de astăzi, se poate merge într-o astfel de direcție. Dar Iisus Hristos cheamă la misiune. Vrea să-i scoată pe pescari din această concepție a muncii pentru câștigul de subzistență și vrea să transforme munca în vocație, munca în misiune. Și cum realizează aceasta, cum se poate realiza acest lucru? Spunem noi astăzi, sigur, este un mod ideal de a privi, dar cine poate atinge acest ideal? În niciun caz străduințele noastre. În primul rând, este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin harul Său, transformă pe om să vadă în munca sa, să vadă o adevărată vocație. Și am auzit două texte importante în acest sens la această liturghie. Modul în care este chemat profetul Isaia, care la fel spune în fața lui Dumnezeu, sunt un om cu buzele necurate și nu pot să mă prezint în fața Domnului, nu pot să aleg să fiu un trimis al Domnului să vestesc mesajul Său. Însă, după ce îngerul vine și îi atinge buzele cu acel cărbune aprins, semn de purificare, de convertire, atunci Isaia este pregătit. Iată, Doamne, trimite-mă pe mine. Înțelege vocația la care este chemat. Înțelege că nu este o muncă a sa, o muncă pentru sine, dar este o vocație în slujirea lui Dumnezeu. La fel, apostolul Paul recunoaște că a fost chemat de harul lui Dumnezeu. Și nu numai că a fost chemat să îl predice pe Hristos cel înviat, dar a fost asociat chiar apostolilor, deși nu a fost în rândul celor care l-au urmat pe Domnul în timpul vieții sale publice și totuși a fost chemat ca apostol. Și acest mare har, acest privilegiu pe care îl simte în viața lui, acesta îl transformă. Harul lui Dumnezeu este cel care îl transformă și pe Paul și pe atâția alții care sunt transformați tocmai de harul lui Dumnezeu. Mai observăm un lucru în Evanghelia ascultată. Misiunea adevărată este în adâncuri. Iisus Hristos îi îndeamnă să meargă cu barca în adânc, în larg. Nu aproape de mal, nu acolo unde poate e siguranța mai mare, pentru că dacă vine o furtună, imediat pot să se apropie de mal și să se salveze. În adâncuri, cu
cu toate riscurile care presupune acest lucru. Și acolo, în marea învolburată, în societatea agitată, spunem noi azi, acolo suntem chemați noi să lucrăm în problemele de fiecare zi, să nu ne eschivăm în fața lor, dar să le înfruntăm, pentru că Harul lui Dumnezeu este Cel care ne conduce, nu noi înșine. Ba mai mult, atunci Petru vede nu numai adâncul mării, atunci când își pune încrederea în Dumnezeu că de acolo se adună cei mai mulți pești, dar Petru vede și adâncul sufletului lui, pentru că spune: Doamne, sunt un om păcătos, îndepărtează-te de mine. Și atunci nu este numai adâncul muncii de fiecare zi, munca în viața zbuciumată, dar este și a vedea în adâncul sufletului nostru, a privi în conștiința noastră, a ne lăsa priviți de Dumnezeu și transformați de El. Și atunci putem spune că toți, de fapt, suntem chemați la o vocație. Toți avem o vocație pe care Dumnezeu ne-o împarte cu generozitate. Cum? Toți să fim călugări, toți să fim preoți? Aceasta trebuie să facem. Așa s-au întrebat și părinții Sfintei Tereza a pruncului Iisus înainte de a se căsători. Fiecare în familia sa se întreba: oare sunt chemat să fiu călugăr? Sunt chemată să fiu călugăriță? Și în cele din urmă se căsătoresc și au dat seama că vocația lor este de a fi părinții unei sfinte. Ba mai mult, vocația de a fi ei înșiși părinți sfinți. Cum se realizează concret misiunea mea, misiunea dumneavoastră, misiunea fiecăruia dintre noi? Cum poate fi realizată? Părinții muncesc cu copiii, se străduiesc să le dea o educație cât mai bună și uneori sunt mulțumiți de ei, cum cresc, de evoluția lor viitoare. Alte ori sunt zbuciumați pentru că, deși s-au străduit să le dea o educație creștină, aceștia rătăcesc departe de credință. Și atunci spun și ei: toată noaptea nu am prins nimic. Tinerii caută pe site-uri tot felul de joburi pentru a-și câștiga existența după ce au învățat. Și după multe căutări se întâmplă să spună și ei că toată noaptea nu au prins nimic, nu au găsit niciun loc de muncă. La fel, oamenii adulți muncesc o viață și când numără la sfârșitul lunii salariul și trebuie să-și plătească utilitățile, la fel se întâmplă să spună ca și pescarii: toată noaptea, toată luna nu am câștigat aproape nimic, pentru că nu mi-ajunge nici măcar pentru utilități. Și tot așa, în fiecare categorie, iată, putem să ne regăsim alături de pescarii care sunt chemați de Iisus, ba chiar și bătrânii care au crescut copiii și nepoții la bătrânețe, când vor să se bucure de sprijinul acestora, care mai decare prin țări îndepărtate și nimeni nu le este alături în bătrânețea lor. Și la fel spun: toată noaptea nu am prins nimic, toată viața am muncit, dar acum la bătrânețe, iată care este rezultatul muncii pescuitului meu. Și atunci, iubiți credincioși, cu adevărat putem trage o concluzie nu descurajantă, cum deseori ni se întâmplă, dar plină de curaj, pentru că, într-adevăr, în aceste situații, într-adevăr avem nevoie de Hristos. Într-adevăr, când spunem toată noaptea nu am prins nimic, o facem ca și Petru în fața Domnului
Și atunci, da, recunoscând, Iisus Hristos indică direcția unde se poate pescui, acolo unde să aruncăm năvoadele. Acesta este semnul când recunoaștem falimentul căutării noastre fără Dumnezeu, într-adevăr recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de prezența Sa, avem nevoie de harul Său. Și atunci are loc cu adevărat pescuirea minunată ca în Evanghelia pe care am ascultat-o. Dar pentru asta, într-adevăr, e nevoie să recunoaștem limitele noastre. Papa Ioan al 23-lea este ales papă la vârsta de 78 de ani, o vârstă destul de înaintată pentru o astfel de misiune importantă. Și se întreba, pot să îndeplinesc eu o astfel de misiune? Și într-o noapte are un vis în care Dumnezeu îi spune și povestește el visul pe care l-a avut. Dumnezeu mi-a spus, Ioane, nu te considera așa de important, pentru că în momentul în care crezi că ești tu important, atunci eu ce mai am de făcut? Eu voi adormi. Și la o audiență, tot același papă, Ioan al 23-lea, spunea, simțământul micimii mele nu mă părăsește niciodată. De ce? Pentru că nimeni nu trebuie să se considere perfect. Puterea lui Dumnezeu se descoperă din contra celor slabi, celor mici, celor umili. Numai un lucru trebuie să-l perfecționăm. Curajul de a ne considera limitați, mărginiți. De aceea, iubiți credincioși, în fața pescuirii minunate pe care Dumnezeu ne-o aduce ca o lecție de viață, de credință, astăzi, să cerem Domnului să fim și noi disponibili la harul Său, să vedem limitele noastre și atunci vom considera că avem nevoie de prezența Sa. Și văzând munca noastră, poate deseori în zadar, sau căutările noastre fără sens, ascultând, lăsându-ne conduși de Hristos, ascultând de cuvântul Său, lăsându-ne copleșiți de harul Său, vom putea și noi să descoperim vocația, minunea pe care Dumnezeu o săvârșește și în viața noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Ficioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. În Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă,
catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos, văzând suferințele poporului Său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de războaie. Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Îndură-te de răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Dumnezeule prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău și ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit să fie fii ai Tăi și ascultă-le rugăciunea prin Hristos, Domnul nostru. Peste cerea și pământ, primește cu bună voință, prin omosul de slavă și cuvânt, cu rodul de struguri și grâne, pe care vă le punem pe altare, aducem slăbite stăpâne și toate ale noastre bredare. O, Doamne, ale nostru părinte, stăpâne peste cere și pământ, primește cu bună voie prin omosul de slavă și cuvânt. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ai creat pâinea și vinul, ca în slăbiciunea noastră să ne fie întărire. Te rugăm ca ele să devină pentru noi sacrament de viață veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și mi-mi cu Duhul Tău. Inimile, avem la Domnul, să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Dreve de vechi și drept este,
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. La jertfa euharistică amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea împreună cu toți îngerii și sfinții te preamărim într-un singur glas, cântând fără încetare. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaot, plină este cerul, plină e pământul, de mărirea Lui, Osana. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, învie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Duce pe noi ispită, cine mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Venul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Venul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Venul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatul lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt, se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ai voit să ne împărtășim cu toții din aceeași pâine și din același potir. Dă-ne, Te rugăm, harul să trăim astfel încât, uniți în Hristos, să aducem roade cu bucurie pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințați și prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, câteva anunțuri. După cum s-a anunțat duminica trecută, astăzi, după toate liturghiile, se vor strânge semnături pentru modificarea unui articol din Constituție care să susțină familia creștină tradițională formată dintr-un bărbat și o femeie. La birourile parohiale sunt mai multe persoane la dispoziție care vor completa aceste liste. Trebuie să aveți carte de identitate. Pot semna doar persoanele care au reședința în Iași și fac parte din această parohie. Nu se poate semna de mai multe ori sau în mai multe locuri pentru a fi un document ce cu adevărat va fi luat în seamă. Miercurea viitoare este Miercurea Cenușii și începe postul mare, un timp prin excelență de convertire, de rugăciune și fapte bune. Miercuri e zi de post și abstinență. Sfintele liturghii vor fi la aceleași ore ca și în zilele de săptămână. Iar la fiecare liturghie se va impune cenușa pe cap în semn de pocăință. Seara la 17:30 va fi și Calea Crucii, înainte de Sfânta Liturghie. De fapt, pe tot parcursul postului mare va fi Calea Sfintei Cruci în zilele de miercuri, vineri și duminică, de la orele 17:30, înainte de liturghia de seară, de fiecare dată. Deoarece vinerea este Calea Crucii, adorația săptămânală se va celebra joi seara, înainte de liturghie. Tot în timpul postului mare, în fiecare miercuri și vineri seara, vor fi ținute predici tematice, așa cum în fiecare an, de fapt, se obișnuiește. Predicatorul din acest an este Părintele Petru Tamaș, profesor la Liceul Pedagogic și responsabil al Centrului Xaverianum din Iași. În timpul postului mare, de asemenea,
În perioada 2-6 martie vor avea loc misiuni speciale anuale în parohia de aici. Predicile vor fi ținute de părintele Daniel Iacobuț, profesor și director spiritual la seminarul din Iași. Pentru postul mare este propusă și o inițiativă specială din partea Centrului Misionar Diecezan. Cei care doresc pot lua de la ieșirea din catedrală acea cutiuță din carton numită Cutia Speranței. Prin ceea ce veți aduna pe parcursul postului în aceste cutiuțe, chiar și sume mai mici, puteți ajuta foarte mulți copii din Africa sau din America Latină. Mai multe detalii despre aceste anunțuri găsiți și la afișier sau chiar pe site-ul parohiei. Tuturor o duminică frumoasă, binecuvântată și un timp de post binecuvântat, începând de miercurea viitoare. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Său. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Te-adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, Tu cu rază de iubire inimii ne încălzești. Doamne, ne depărtează-vă ceața, Doamne, Tu muneric și păcat, și ne luminează viața, poale Tău, Duh Sfânt și curat. Doamne, ne depărtează-vă ceața, vânetul muneric și păcat, și ne luminează viața, poale Tău, Duh Sfânt și curat. Toate câte sunt pe lume și pe care le-ai creat, în tăsfânătului tău lume, laudă ție neîncetat. Cer și mare, deal și vivale, floarea va mână splendoarea sa. Toate neglasuri triumfale vestesc iubirea ta. Cer și mare, deal și vivale, floarea va mână splendoarea sa. Toate neglasuri triumfale vestesc iubirea ta.